Bună ziua tuturor, ne aflăm în fața unei grămezi de compost tradițional. Tradițional înseamnă că, așa cum făceau înaintașii noștri, într-un colț al grădinei, punem toate rezidurile din grădină, punem de la bucătărie. Restul de la bucătărie? Tot ce ar face ca compostul nostru să fie natural și să ajute pomii și legumele noastre să crească și să fie și ele naturale și sănătoase. Vreau să spun un mic secret pentru cei ce aveți compost tradițional undeva așezat în colțul grădinii, unde mereu depozitați și an de an faceți compost, ca să se composteze mai repede. Vă rog să cumpărați o folie neagră sau o prelată închisă la culoare și să acoperiți compostul. Bineînțeles, trebuie să verificați umiditatea. Nu țineți tot timpul acoperit. Odată la câteva săptămâni verificați umiditatea. Dacă observați că atunci când prindeți așa compostul în mână, observați că nu iese niciun strop de apă, neapărat trebuie să-l udați sau să îl dați jos folia ca să-l ploaie sau să-l ningă. Compostul cel mai bun este când are umiditate, nici prea mare să curgă prea multă apă, și atunci când îl strângeți în pumn, să iasă un picur sau doi de apă. Prindeți așa undeva în compost și faceți. Da, aici deja avem câțiva strop de apă. Și dacă avem această umiditate în el, îl acoperim cu o folie închisă la culoare, cu o prelată închisă la culoare, pentru ca microorganismele și bacteriile să-și facă lucrarea și să composteze mai repede. Altfel, el se uscă la suprafață. Temperaturile reci din timpul iernii, la fel, face ca compostarea să fie în partea de jos a grămezii și spre mijloc. Dar acoperindu-l, este mai multă căldură, este întuneric și știm că bacteriile și microorganismele în întuneric lucrează. Deci această idee puteți să o puneți în aplicare și veți vedea că la primăvară veți avea mult mai repede compostul gata de a-l împrăștia în grădină. Dacă nu avem folie din asta neagră, putem să punem și altceva, în mai multe straturi eventual? Important este să fie întuneric și să țină puțin căldură. Aceasta este ideea. O prelată, ceva ce aveți ca să fie întuneric peste compost, să poată lucra microorganismele și bacteriile și să fie puțină căldură pe timpul iernii ca compostul să poată lucra mult mai repede. Dar totuși e bine să fie neagră? Da, trebuie să fie închisă la culoare pentru că să fie un pic de întuneric. Tocmai pentru că bacteriile și microorganismele la întuneric își fac lucru mai bine. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!